consilieri sunt prezenți 14, cred că domnul Neniu motivat, pentru că s-a întâmplat ceva. Fiind prezenți majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Ordinea de zi, cred că o cunoașteți. Așa. Supun la vot ordinea de zi, așa cum a fost. De asemenea, mai supun la vot și procesul verbal de la ședința extraordinară din 3 august 2017. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Așa cum s-a stabilit la ședința din mai, prin opțiunea dumneavoastră a fost ales președinte de ședință domnul consilier Petrușov Vaudu și îl invit să ia poziția. Cunoscând ordinea de zi, nu mai prezentăm și intrăm în lucrările ședinței. Primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren cu suprafață de 164 m² situat în satul Oituz, parte din domeniul privat al comunei Oituz. Comisia... Da, aviz favorabil. Și economic și agricultura, da? Da. Sunt înscrieri la cuvânt? Felicitări. Nu felicitări la terenul ăla, oricum era de izbeliște acolo. Și bunoare și acum arată sigur că da. Și știi că atunci, acolo, în colțul ăla a fost grupul sanitar, în timpul era... Da, domnule. Dacă îl închiriem, nu mai e mizerie. Dacă nu sunt alte înscrieri la cuvânt, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate s-a votat. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Oituz pentru perioada septembrie-noiembrie 2017. Cele trei comisii au dat aviz? Da. Da. Propune. Eu. Domnul Solosu. Și domnul Apostol Boreli. Comisia de Agricultură, tot domnul Apostol. La fel. Sunt alte propuneri? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Să ales domnul consilier Apostol. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a Registrului Agricol la nivelul Unității Administrative Teritoriale Comuna Oituz. Domnul Ionel Gheorghe? Dar nu ați avătărat? Nu mai sunt. De la agricultură. De la agricultură. La domnul agricultură. De la agricultură. Domnul Pârgărești. Da. O întrebare am eu, dacă se poate. Se spune că se obligă de la data din 1 ianuarie să se înscrie și în format electronic. Până atunci trebuie să fie gata sau de atunci se începe? Bă, deja trebuie format electronic, doar trebuie conectat la informații. Trebuie să fie gata. Ăla electronic? Este făcut, este de an bun. Dar ce ăsta că e fi... Bine, dar putea Consiliul Local să hotărască tot format electronic, nu știu pe hârtie. Aici stătea atribuția dumneavoastră. Domnul... Vreau să întreb, cine controlează veridicitatea celor scrise? Veridicitatea în ce sens? În realitatea în teren. Omul declarează când declară. Nu se fac modificări între... Fără declarație omului. Fără declarație și fără acte, da. Deci omul când declară, stă lângă tine, tu îi scrii registru, el semnează registru, ce a declarat. Vede ce scrie, nu? Persoana, fiecare... Dar de cursul anilor sau anului, să nu se mai umple în scrierea de socialului. Iar modificări se fac doar pe bază de acte, așa spune registrul agricol. Văd că s-a dat un... Registru e declarativ, da. O dată poate să declareze la 5 ani, dacă între... Poate să fie și de rea credință omul, dar... Dacă el declară că are nu știu ce, eu... Poate să declare doamna Nicoleta într-un fel și câte limite am făcut. Deci nu discutăm acum. El își asumă răspunderea. Își asumă răspunderea. Dar cineva trebuie să fie acolo, pentru că sunt cazuri în care una spune acolo, când vine la cod de la cadastru, dacă tu nu ești acolo, ăla de la cadastru face ce spune ăla. Păi ești altă. Și ce declară? Și ce declară? După aia îți vine la noi cu cadastreală. Diferențele sunt foarte mari, trebuie să ducă la notar, să dea declarații de ce are mai mult sau mai puțin. Domnul, cunoaște multe cazuri, doamne. Eu nu vă contrazic, dar asta e cazul. Domnul primar, avem doi angajați de aici, doi salariați la Registrul Agricol, dar nu figurează pe Registrul Agricol. Nu pot fi trecuți pe Registrul Agricol. Păi că salariați care lucrează domnul Chică Ginez și cu domnul Mart. Deci la Registrul Agricol a rămas descoperiți. Și ca să nu fim descoperiți, ne-am amintit că l-am luat consilier personal care lucrează la Agricol, pentru că doamna când a plecat, doamna plecat, trebuia să anunțe din timp ca domnul primar să facă angajarea pe perioada de 2 ani, cât e în concediu de asta. Ea a pus cererea și a plecat. Și a rămas descoperit. Între timp și domnul Dohotaru a murit și a rămas... Am înțeles, domnule. Avem alt registru. Și atunci am angajat posturile, că aici nu pot să angajez cum vrei. Și erau două posturi libere și ne-a dat prin delegare să facă Registrul Agricol. E prin delegare. Nu, este la agenție făcut pentru transformarea postului lui Dan. Dar nu știu ce tot întoarce. Nu, dar pentru că n-am angajat acolo, la Dan n-am angajat, pentru că am dat să schimbe pe... Întrebarea mea a fost în felul următor. Dacă doamna Amar figurează cu partenul de relații cu publicul și lucrează la Registrul Agricol, de ce nu trecem la Registrul Agricol? Pentru că numai pe examen să vrea. Păi pe examen nu vrea. Transformarea postului lui Dan în studii superioare, ca să treacă Diana pe acel post. Adică oricum să dai examen, nu poate să treacă. Trebuie să înțelegeți că să dai examen, nu poate să treacă așa că vrem noi. Nu mă interesează cu examen, fără examen, dar să vin în postul ăla, lucrează acolo, să fie ce post. Păi se lucrează doar. Asta este postul pe care ea a fost angajată inițial, între timp sau... Și Serbacea... Între timp a plecat Cristina și... Cristina o să vină înapoi. O să vină, Cristina. Dar rămâne postul descoperit anul Dan. Păi dar oricum să lucrăm acum ca să ne la probe, că ne trebuie cu studii superioare, că acum trebuie să avem registru electronic la agricultură. Și nu mai merge să luăm cu liceu și cu... Și domnite care are studii superioare. Păi are, domnule, dar... Are, dar domnul, știți, nu-i mai în vârstă și cu calculatorul... Nu chiar așa merge. Hai să punem... Vă pot să spun că conduceți Boeing-ul acum. Ăla mic îl conduceți, dar Boeing-ul nu mai conduceți. Știți? Cam așa vine. O problemă. Un cetățean, dacă nu are titlul proprietate pe terenul care îl are, poate să-l declare la primărie? Deci el este declarativ, Registrul Agricol. Deci dacă vine, acceptați să treceți la Registrul Agricol, da? Acum nu mai. Acum nu, doar la recensământ. La recensământ. Aici era întrebare. Da. Am mulțumesc. Sunt alte înscrieri la cuvânt. Supun la cuvânt cine este pentru. Stați numai puțin, mai aveți de o cuvânt. Așteptați. Domn președinte. Spuneți. Numai un minut să informez consilierii pe problemă, da? Da. S-a aprobat prin hotărârea Consiliului Local din 22 iunie pentru manifestările centenar ce s-a organizat în Oituz, suma de 613 milioane. Cheltuierile, pe ce s-au făcut cheltuieli și cât s-a cheltuit. Pe medalii, 9790 de lei, pe plachete, 3987 lei, pe albume, cărți, albumele acelea strângi și dumneavoastră, 125 de milioane, pentru benere și ecusoane, 1 milion, adică 16 milioane 34 de lei, pentru programe, diplome, ecusoane și certificate de autenticitate la medalii, 18 milioane 78, adică 1878 lei, masă pentru armată, jandarmi și poliție, au servit la Nicușor Birti, 44.000 de lei, masă festivă la simpozionul care a avut loc vineri, seara, 70 de persoane, 5.800 lei, masă festivă pentru 100 de persoane, sâmbătă, după ce s-a terminat manifestările la Eroi, 10.000 de lei, pentru coroane, 2.200 de lei, pentru transport armată de la Bacău până aici și înapoi, 1.000 de lei, total cheltuieli cu manifestările care au avut loc, 54.539 de lei. Din 61.300 de lei ne-a mai rămas, deci nu s-a cheltuit, 67 de milioane. Nu, 6 milioane erau. Că bani lei, vei, bani lei. Da. 6.761 de lei. Da. Mulțumim. Acte s-au făcut pentru toate cheltuielile acestea. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic de învățământ din Comuna Oituz pentru anul școlar 2017-2018. Domnul Damian, când doi aveți cuvântul. Nu mai zicea Potin. Aviți parola de nu parla, nu este Mulțumim. Hai să nu încercăm să-i luăm piciorul. Sunt înscrieri la cuvânt? Domnul Boacă. Am văzut acolo și eu nu știu cum poate să fie cineva încălcat cu un sfert de normă, e vorba de grădinița peste vale, am înțeles și de la margine, dacă nu mă înșel, cu un sfert de normă, când se duce femeia să facă dimineața focul, când îl aprinde, când îl face, seara, când se duce să, sau când se termină cursurile, când Damian se duce să vadă, să controleze, dacă s-a stins sau nu știu ce, în 2 ore. Atât ai zis de normă, da? Da, dar e zona mică, domnule. Trebuie să ținem cont că e o singură clasă. E o cameră, așa e și la Călcăi. Apropo, chiar și la Călcăi. Femeia aia până vine de acolo sau până se duce, până nu știu, în 2 ore să facă și căldură și tot, absolut. Că dacă sunteți așa de la domnul Boacă, hai să facem o întrebare. Nu trebuie să fiu Dani, domn primar, că sunteți dumneavoastră și cu Ginez despre din Dani. Noi facem economie. Domnul Boacă, dacă aveți o supărare, întrebați pe domnul primar cum să fac restituirile. Până în 2005 trebuie să nu faceți întâi. Domnul primar, poate să facem polemică. Nu pentru că sunteți consilier acum. Domnul primar, vă rog frumos, nu facem dumneavoastră. Dacă nu înțelegeți un dialog, atunci agitați lumea. Nu agitați nimic. Dumneavoastră nu vă faceți datoria, domnul primar. Dar dânsul a mai fost consilier și în mandatele trecute, în drumul ăla. Păi da, și am făcut și atunci. Nu, am făcut și atunci în 92, domnul primar. Nu l-ați restituit. Da, că tot unul ca dumneavoastră n-a fost. Până în 2005, dacă n-am făcut restituirea, nu o să mai putem. Domnul primar, vă rog frumos, să vedem la părere. Când o să fie atunci? Atunci, dăm atunci. Dacă să vă răspunem, da, acest opinii. Să nu fie ieri la cuvânt pe... Încă o oră se face pentru altceva, totul pe la mine. Vă rog frumos să terminați să discutăm la... Da, nu, da, înțeleg. Domnul primar, faptul că avem proiectul hotărârii cu unitățile de învățământ și avem proiectul de muncă. Nu puteți interveni la conducerea composiționată în Poiana Sărată, referitor la... Se dă o cotă pentru grădinița peste vale și la școli care cu sobri, de tare cotă, se dă o cantitate foarte mică de lei. Nu le ajung. Mă gândeam la varianta ca conducerea composiționatului să asigure composiționatul lemnii pentru grădiniță la Poiana Sărată. Iar lemnii care au pentru grădiniță se împarte la grădinița peste vale și în margine, ca să fie suficient. Cred. Și știu eu de acolo anul s-a dat lemn chiar suficient. Festivalul am luat și pentru anul ăsta, acolo. Eu am înțeles, cota nu e... Nu, niciodată n-a fost problemă de asta. S-a dat lemn exact cât a trebuit. Asta nu e o problemă. Dacă chiar credeți că e o problemă, niciodată o director și spune că nu are lemn suficient. Noi n-am luat varianta făcut și s-a... Nu vor, eu o să încerc să dea, dacă n-am făcut ajutor pentru... Nu s-a aprobat ajutorul de energie pentru... Sfinții Voivozi, am încercat cu diferite firme, am lansat rugămintea să facă sponsorizare pentru lemne, pentru că la rândul nostru, poate totdeauna o să avem pe cineva să ne rugăm să-l primească acolo. Cu toată lumea zice că plătește, dar fără să se gândească cât costă, că mulți cu pensia de 600 de lei nu reușește să-și acopere toate cheltuielile. Și am vorbit să le ducă vreo 3, s-au oferit să ducă 3 mașini de lemne, poate mai reușesc alt sponsor ca să rezolvăm cumva. Oricum e... Pentru așezământ, vă pentru așezământ. Pentru că n-am aprobat încălzire pentru ei și atunci am căutat prin alte metode. Pentru noi, lemne nu e nicio problemă, că putem, dar la prețuri bune din... Pe aici vorbim, totdeauna am luat și cu Cătălina, dar la prețuri bune lemne la școli. Sunt atenți, cred, la cuvânt? Nu. Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. S-a votat. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit asupra unor terenuri aparținând domeniului public al comunei Oituz în favoarea SNTGN, Transgaz sau Mediaș. Domnul președinte, la ședința de comisie am lucrat cu Consiliul Județean, care am fost mulțumit să dăm cu titlu gratuit. Dar mi s-a explicat că este legislație în acest domeniu și nu avem ce face. Pe atare s-a dat aviz favorabil. Mulțumesc. Sunt înscrieri la cuvânt. Domnul Boacă. Mă alătur domnul Apostol, pentru că este vorba de 1000 de metri pătrați. Domnul este de la Transgaz. Lună de lună măresc prețul la Transgaz, iar noi trebuie să dăm, conform legislației, cu titlu gratuit. Eu nu știu, dar 9.000 de metri pătrați, după cum se arată aici în schițe, o să degradeze terenul. Pentru că acolo o să intre utilaje, o să intre mașini, macarale și alte treburi, țeava aia de scos și din locul țeavă. Deci... Trebuie urmărit să arăți la terenul, dar... Domnul președinte, rog lui domnul de la urbanism, facă poți înainte de a da... Foarte bine. De a da locația Transgaz, să vede tot în aceeași condiții înapoi. Să știi, nu avem o doară. 86, 94 și 259. Aici, dacă vreți să îmi dați și să-mi permite și mie să fac o lămurire. Știe foarte mult dintre dumneavoastră, știe că la tot lumea. E numărul, e numărul. Numărul ce? Acolo intră pe suprafața totală. Suprafața totală. Suprafața noastră e de 86, 94, 259. Mai sunt și alte... Alți proprietari afectați de aceste lucrări. Deci aproximativ 1000 de metri pătrați. Da, dar nu am. Deci ei se lucrează de voia unei zile să obțină cine-s proprietari, că oricum trec, dar vor să fie în legalitate. Ei fac un proces verbal. Domnul primar știe prea bine când a trecut prin grădină pe la dânsul conducta de gaz metan, dar gazul metan e împărțită în mai multe secții. Conducte magistrale, exploatare, transport, ce spune domnul Boacă, ăla-i transport, n-are nicio treabă cu livrarea de gaz la populație și ei vin și fac un proces verbal și prin lege cine are vie îi plătește cu tucul de vie cu anumit preț, cine are pom fructifer cu un anumit preț, pașii ăștia este de datoria să o dea cum a găsit-o, să o niveleze, să o asta. În restul nu avem ce să le luăm, că dacă aveam ce să le luăm, le ceream bani pentru asta. Dar legea și noi, dacă vrem să băgăm o conductă, este obligat să ne dea drumul omul pe sub pământ să băgăm, că de interes național sau local. Și de aia, vrem, nu vrem, trebuie să dăm. Cum și la eu. Dacă schimbă legea, putem noi chiar dacă am vrea să o schimbăm, nu putem. N-ați văzut, am făcut noi niște hotărâri, până la urmă a trebuit să fie anulate când am ajuns la prefectură. Că noi încercăm, dar multe nu sunt chiar cum vrem noi. Atât am făcut. Vrem, nu vrem, aici trebuie să dăm. Pentru că e de interes național. Sunt atenți de la cuvânt. Supun la vot. Cine este pentru? Asta e. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute asupra unor terenuri aparținând domeniului privat al comunei Oituz în favoarea SNTGN Transgaz Mediaș. Da, da, dar nu favorabil. După cum observați, pentru domeniul public am fost obligat să dăm cu titlul gratuit, iar pentru terenul din domeniul privat, din cantitate pentru perioada cât va aloca, 1.336 de lei pe la an. Atât ce stabilit. Sunt înscrieri la cuvânt? Deci avantajul către noi, ce fac ei, tehnic, dacă vreți să știți ce vor să facă, vor să pună, să facă o stație unde bagă un godevil. Un godevil vine un cilindru care merge pe diametru conductei și îl pune, să spun, la Bățan și vine până la Oituz. Și citește unde conducta s-a perforat, dacă nu mai are grosimea suficientă. Aici îl scoate, de aici îl bagă altul. Deci trebuie să aibă stații intermediare dacă cumva se înfundă, se blochează. Deci fac niște stații de godevil, asta înseamnă. Unde tubul ăla îl scoate afară și iar îl bagă și se duce, că nu poate să-l facă la Onești în stația aia, că poate să facă o scânteie, acolo explodează, aici nu mai arde. Dar e în avantajul nostru că controlează conducta și poate nu se mai întâmplă cum s-a întâmplat la Ferăstrău. Da, asta. Deci, e ceva modern cum au și afară în America și în ăsta. Să citească conducta. Înainte erau, dacă ați văzut pe unde trece conducta, erau niște pătrate așa din beton și cu un fier înăuntru. Erau prize de potențial, se chema, era legat de conductă, dar de multe ori firele sau asta și venea cu un aparat și măsura dacă s-a stricat izolația. Acum cu asta modernă nu mai are probleme. Cam asta este partea tehnică. M-am interesat și eu la ei ca să pot să dau explicație. Vin cu o propunere. În adresa lor, cei de la gaze, spun să le transmitem prețul minim al chiriei pe metru pătrat. În proiectul de hotărâre nu este prevăzută suma, deși avem, într-adevăr, avem în fișe. Este prevăzut chiar în proiect. 1.636 lei pe an, reprezentând nivelul minim al chiriei vertical. Da, ok. Bine, oamenii ăștia că lucrează. Da, da. Ei au cerut pe metru pătrat. Păi noi, calculul l-a făcut Ionuț la întreaga suprafață. Ca să știm exact. Sunt alte înscrieri la cuvânt? Supun la vot. Cine este pentru? E prima oară când ei vin să plătească pentru proprietate privată, că și aici legea e un pic ambiguă, în sensul că ar fi texte de lege și să le dăm gratuit și pentru terenul aflat de proprietate privată. Dar dacă ei au venit cu propunerea asta, da. E și tipul de transport. Dacă e pentru executare de lucrări de ceva, eu și repar conducta. Eu și controlez locul unde s-a lucrat, starea conducta. Este ceva, deci e temporar. Lucrează două perioade. Dar unde amplasează o stație din asta, pe care zice domnul primar, pe care o va folosi, va exista cu un local, atunci nu mai e temporar. Este să arbite de definitivă și toată regiunea agricolă. Pentru un timp îndeamnă. Dar nu face diferențiere între ei. Păi nu face ca două, și la pădure și peste tot, așa sunt. Ei caută drept. Ideea este că până au spus și e mânul și gazul, s-au dat doar cu titlul gratuit aceste suprafețe, indiferent că erau în privat sau nu. Și mai există un document, o hotărâre de guvern veche, care spunea că există și la conductele de gaz metan o zonă de siguranță. Deasupra conductei, sau ocupă o lățime de 80 de cm. Sau avem de 28 de țori și de 32 de țori. Una mai jos, una mai subțire. Dar aia înseamnă cam un metru. Însă, zona de siguranță are lățimea de 7 metri, cât o seama națională, ca să poată să intre el cu utilaje în caz de interviziu. Deci eu sunt la construcție. Nu dă voie să fac nimic acolo. Deci nici prea mare avantaj nu am, că nu obțin niciun folos după zona aia de siguranță. Unde cum este și la înaltă tensiune și la toate. Trecem la punctul diverse. Doamna Larisa, aveți cuvântul. Da, după cum bine știți, v-a anunțat și colega mea luna trecută, a fost efectuat un control de către instituția prefectului și în sens în care s-a întocmit un raport. Raport care ne-a fost comunicat împreună cu adresă și, în care ni s-a solicitat să-l prezentăm Consiliul Local în prima ședință a acestuia. Și vă dau citire pe scurt ceea ce s-a constatat, nu? Da. Primarul AT nu a respectat unele atribuții expres prevăzute de lege, nu a luat măsuri pentru transmiterea proiectelor de hotărâri cu caracter normativ către mass media locală, respectiv la un cotidian local, cu 30 de zile înainte de expunerea spre analize și adoptare, ceea ce nu s-a făcut de altfel niciodată. A fost doar prin neti, ci că trebuie să dăm și într-un ziar local, ceea ce nu aveam un ziar local. Și dacă îmi dau un proiect de hotărâri gen taxe și impozite, care are atâtea pagini, vă dați seama cam cât ar costa a lua tot ziarul respectiv să avem ziar. Mă rog, să-i conformăm. Se referă și la ziar. Așa a venit o ziar ca să se ofere serviciile pentru promovare și pentru asta, dar am zis să punem discuție asta. Nu vreau să iau de capul meu hotărârea. Dar alte comune au dat pentru nu, dar asta s-a constatat și trebuie să spui ce site-ul primării există, dar ele spun că trebuie și pe ele. O să le constate și de proiecte pe site sunt și proiecte supuse de păi atât a fost cazul. Care a fost mai mult? Taxe și impozite, asta e cea mai mare. Nu există așa ceva. Cel caracter normativ. Ce înseamnă caracter normativ? Cele care se aplică întregii populații. Ceea ce adică taxe și impozite, reguli generale, nu. Chiar și bugetul local, printr-o hotărâre privind bugetul local, printr-o hotărâre în anulate curți de casație și justiții, s-a hotărât că nu este o hotărâre caracter normativ, pentru că este bugetul local al comunei X. Deci nu e caracter normativ, caracter individual. Nu trebuie toate publicate. Mai discutăm. Așa. Sens în care s-au dispus ca măsuri ca acestea să fie transmise la un cotidian local cu 30 de zile înainte de supunerea spre analiză și adoptare, răspunzând în acest sens primarul și secretarul, s-a dispus ca hotărârile și dispozițiile de caracter normativ să se afișeze la sediul primăriei de către secretarul comunei, răspunzând la fel primarul și secretarul. Consilierii locali vor acorda audiențe în baza unui program de audiențe, în conformitate cu prevederile articolului 51 alinia 3, răspunzând consilierii locali ca și termen permanent. Consilierii locali vor prezenta rapoartele anuale de activitate. Răspund consilierii locali, i-a enumerat pe cei care la momentul controlului... Am zis, ședința trecută. Dar între timp, vă am uitat să semnez. Se va actualiza regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice de interes local. Se va actualiza regulamentul intern pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului. Hotările și dispozițiile caracter normativ iar se vor afișa la sediul primăriei de către secretarul comunei, dar aici la noi se afișează toate hotările, indiferent că sunt caracter normativ sau individual. Se va dispune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea statutului unității administrativ-teritoriale de către Consiliul Local, răspunzând primarul și secretarul. Se va afișa și va stabili și afișa programul de lucru, conform HG 1723/2004. Se va desena o persoană cu atribuții în domeniul liber de acces la informațiile de interes public prin dispoziție. Era nominalizată o persoană, dar prin fișa postului, fără a fi o dispoziție în acest sens. De asta nu s-a dispus ca măsură desemnarea unei persoane cu atribuții. Se va actualiza și publica anual buletinul informativ, care va cuprinde informațiile de interes public comunicate din oficiu și se va asigura ceea ce nu a fost până acum și nici nu cred că e la vreo primărie, dar o să ne conformăm. Se va asigura un punct de informare documentare pentru accesul publicului la informațiile de interes public difuzate din oficiu. și se va și constitui o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public din dispoziția primarului, conform HG 468/2016. Adică începe o cameră, un cetățean cere anumite documente și trebuie pus la dispoziție, dar nu există camera. Cam a fost, nu s-a dispus să fie la noi sperăm că din primăvară, când începe renovarea și reamenajarea, trebuie să facem și camera asta, așa, să fim mai în mare parte, în ceea ce vă privește dumneavoastră, v-ați conformat cu rapoartele de activitate. În schimb, aveți grijă cu audiențele. Trebuie să faceți un program și să acordați audiențe. Fiecare consilier. Deci ce se întâmplă cu audiențele astea? Dar măcar să fie un program și... Da. Eu fac un program și spun, domnule, în fiecare luni dimineață nu vine nimeni. Dar nu poți să le înțelegi acest raport. În schimb, acolo unde mă duc, în locuri publice, mă duc să iau pâine, mă duc la cinematograf, mă duc nu știu unde, mă întâlnesc cu grămadă. Faceți programul și audiența o acordați. Aia e audiența sau e altceva? Și ei zic, doamne, vreau să te întreb ceva, hai să te întreb ceva. Când schimbați becurile pe la noi? Tot o problemă de audiență, tot de interes public. E că becul ăla e lumina public, da? Și eu ce să zic? Nu mai arde deloc. Nu, vezi că... Mai multe becuri au un program de audiență. Vezi că e o lună între 9 și 10. Dumneavoastră trebuie să fiți în sprijinul colectivității locale permanent. Și atunci... Da, și atunci rămâne situația că audiențele astea trebuie să... Ca să nu fim nici fătani, nici... Se acordă atunci când cetățeanul are treabă. Pe mine mă sună cu telefonul, seara, dimineața. Mă trebuie, diferite lucruri. Da, da, prefectura cere program. Da, așa, eu vreau un program. Programul... Nu-l depune și răspundeți în mod direct, e problema asta de-o moară. Micul ne punea să facem o notă și eu o pune acolo. Domnul inginer, dar pe care ne făceam program de audiență? Haideți să faceți un program și asta e doar. Să-l puneți aici, le puneți la noi, ca să vedem când aveți, să-l putem la... Pentru că vor veni după 4 decembrie, când expiră termenul de ducere la îndeplinire, vor veni în control. Să știți că programul de audiență e foarte simplu. Sâmbătă între 18 și 20. Afișați-l acolo. Program de audiență, pe o singură pagină, alea care le dăm noi păstrați-l la dumneavoastră și pe o singură pagină scrieți 15 cetățeni care sunt... Nu le acolo la vizier. E doar. Dar pe ce bază ai făcut? Uite, am dat ei. Doamne inginer, am o propunere. Când aveți ședințele de comisie, fiecare comisie de ședință spune, noi faci un program. Și noi le comunăm. Trebuie fiecare consilier. Fiecare consilier. Dar de toți suntem mai consilieri. Când dorești să aibă audiență. Ce vreau eu, dacă îmi permite să vă rog? Uitați, eu mă izbesc de o grămadă de chestii cu oamenii. Spune, dom'le, care e consilierul care răspunde de noi? Vreau să, când vă întâlniți cu populația, să le explicați că nu există un consilier pe zona respectivă. Eu am încercat să le spun, domnule consiliere, domnul Ionel e consilier pe probleme economice pe toată comuna. Nu este în Poiana Sărată. Pentru că e acolo și puteți să-i spuneți anumite lucruri. Și asta o face cu cea mai mare plăcere, pentru că e chiar și o datorie să putem să ne anunțăm, să putem să remediem treburile respective. Dar trebuie și educați oamenii în sensul ăsta să știe cum se adresează. Că după aceea înjură un consilier, degeaba îl înjură pe corcoman, cei din jurul ăla că nu s-a secat părâul sau știu eu ce. Cu toate că aparține de altă sector. Să știe oamenii cam cum merge treaba cu consiliere. Domnul primar, așa e. Îmi permis să vă contrazic aici. Păi da, te zic dumneavoastră, dumneavoastră ești consilier pe margină? Zim, ăla te mântri. Dacă îmi dați voi, dacă îmi dau voi. Legea este 215, spune clar. Consilierul trebuie să fie pe zonă. Atunci explicați-mi, în zona unde nu este numit un consilier, de ce în lege s-a specificat poate să țină loc un delegat stătesc. Da, da. Dacă în satul respectiv, da, din satul respectiv, da, nu există un om ca să se adreseze. Un consilier, domnul primar. Haideți să studiem, eu v-am mai rugat chestia asta, dar m-ați refuzat. V-am spus, cetățeanul trebuie să știe cine este consilierul de zonă. Așa este normal, așa este legal. Eu nu pot duce la Poiana Sărată. Putem iniția un proiect hotărât în acest sens, conform articolului de legea 215, și împărțim cei 15 consilieri pe zonele administrative ale comunei Oituz. Așa este normal să fie. Vreau să completez și ceva. Consilierii ar trebui să umble fiecare pe probleme, să-și facă timp. Nu, asta e comisia, domnul primar. Nu amestecați comisia. Comisia să-și facă timp, câteodată exact cum este senatorul sau parlamentarul, vine, are birou parlamentar în zona respectivă și vin oameni și ies în teritoriu. Așa mi se pare mai normal decât ăsta. Dar parlamentarul are secretar, are oameni. Are cabinet. Nu putem compara cu un consilier. Nu are nicio tangență. Domnul Dorel, eu sunt cu Petrușov la Papiul Mondial, pe Helsman acolo. Și că vrei nu este nimeni, atunci cum faci? Dar nici la fereți răcinii conveniat. Nu contează că dacă vrei pe cură, nu trebuie să îi reprezentăm pe cură. Dar nici nu vă și încălpii. Păi da, acel domnul punct, da, cu domnul, o să luăm și în aceeași zonă. Bun, și dacă rămâne domnul punct, da, cu zona respectivă și domnul o să luăm și încălpii, care ar fi problema? Păi nu, asta am zis. Păi și ce am spus? Nu mai împărțim teritoriul administrativ al comunei. Tu sunt pe cei 15 consilieri. Și că să mai aproape eu. Abia când au ce face. Și domnul Floroiu. Domnul președinte, am vrea să pe această temă, am vrea să avut punctul de vedere și al doamna secretar și al doamna consilier juridic. Vis-a-vis de ce s-a discutat. Vreau și eu, domnul președinte, vreau și eu spun două ori. Lăsați-mi un minut. Suntem 15 consilieri, 6 sate. În Poiana Sărată suntem 2 consilieri. Numai la mine, hai să vă spun normal. Nu, unul de la plăță. Va fi consilier de Gărgea. Nu așa, doar. El are locuit, dar întreabă-l dacă vrea. Dar cum să vrea? El are locuință în Poiana Sărată. El are domiciliul cu o buletină în Poiana Sărată. Dar lumea nu știe. Dar el trebuie să înțeleg, nu, bă, vrei să faci treaba asta sau nu vrei? Îl obligăm, domnul. Așa, încălcăi, aia îl obligăm. În Gărgea nu este nimeni. Încălcăi nu este nimeni. În felul său avem noi nimeni. Dar nu e obligatoriu că dacă ai domiciliu în Poiană, sau dacă ai domiciliu la persoană, apropo la arondarea teritoriului, se stabilește de comun acord. Deci am spus clar, teritoriul administrativ al comunei Oituz se împarte pe cei 15 consilieri. Și asta face în Consiliul Local. N-am spus destul de clar? Ce e? Ferăstrăul sau fructul? Nu contează ce. Nu contează. Și atunci cetățeanul știe că consilier, mă adresez consilierului. Așa este, domnule. Să asociază la lucru. Sigur. Domnule, noi avem consilieri de... Deci mă fac mai sunt de un teritoriu de pretenție. Primăria a Consiliului Local. Vă rog frumos. Nu știu, comuna o slitoare. Putem să discutăm pe rând? V-am rugat. Aștept un punct de vedere din partea domnului. Un punct de vedere asupra unui proiect de hotărâre n-aș vedea legat. Dacă nu știți baza din 215 care noastră să fiți repartizați pe zone, da, asta e punctul de vedere. Pentru ședința următoare o să vă aduc exact. Sau până în ședința următoare o să vă aduc exact. Faptul că legea zice că atunci când într-un sat nu are un consilier, atunci se desemnează un delegat sătat, un delegat național. N-are drept la vot, n-are drept la nimic. Ce rezolvă anumite proiecte. Atribuții în Consiliul Local sunt clar stabilite de articolul 36 de lei. Din câte știu eu, problemele colectivității locale se rezolvă de primar și aparatul de specialitate, adică undeva mai confundați noțiunile. Nu cred că printr-un proiect de hotărâre. Adică comun acord să vă împărțiți. Da, asta e adevărat. Acolo unde nu există, de exemplu, cum a zis domnul Prodoiu, pe Hățman sunt 2, nu 3, pardon. Nu trebuie neapărat să ia zona unde locuiește. Poate fi repartizată în altă zonă. Dar poate fi împărțită. Nu înțeleg finalitatea. acestei decizii. Adică cetățeanul din comună dus pe zona respectivă să știe cine e Consiliul Județean. Îl abordez eu din ferestrău, să zicem el nu, zice nu știu că vorbim cu ăla din ferestrău. Mă, se interesează, îi dăm numele consilierului din zona respectivă, asta e, și așa e normal și legal. Domnul Dorel, deci cum jumate din populație aproape știe numărul de telefon a primarului și a viceprimarului, tot atât de bine când ați ieșit consilier, puteați să mergeți să mulțumiți populație, dar dădeați numărul de telefon. În felul ăsta va conta cu dumneavoastră și în felul ăsta vă făcea și publicitate de partid și ăsta mie-mi convine așa să vă certați și poate cine la conducere merge în continuare fruntea și dumneavoastră rămâneți în anonimat. Domnul Ungureanu, aveți cuvântul. Apropo de aia așa, domnul, trebuie să ai Facebook, domnul, dacă vrea. Asta, nu ai Facebook, nu există. Dacă nu te înjuri, nu ai Facebook. Oricum nu ați vezi cum fiți mai tari decât Petrușov, asta e clar. Voi vă așteptăm și acolo. Așa vreau domnit la domn primar pentru zona acolo, unde sunt eu, consilier. Să ne dea un jumătate de oră pentru punte, pentru apă, peste apă acolo la noi, dacă se poate. Nu ne face pute cum vrea fiecare. N-ai aprobare de la apă, ce dracu. Că am făcut-o așa, am pus noi câte un băț acolo. Se poate citiți legea, exact cum domnul Boacă, fără să vină să întreabă serviciile de specialitate, ca după aceea să facă scandal. Dar nu te-am răspuns sub mine, te-am răspuns la cetățeni. Ce au zis să crește, nu trebuia să iese că au făcut dita mai puntă acolo. Se leagă de o punte care trece un pe altea. Dar v-am adus la cunoștință ce-mi cer cetățeni, deci nu e... Eu nu merg pe puntea niciodată, ca să mă înțelegeți. Bă, dar e expuntea, bă, omul, ardă-l. Dar nu fac, vă rugăm să vă liniștiți. Deci eu v-am spus exact ce mi se cere din partea cetățenilor. Eu pe puntea aia nu trec. Da, nu merg pe trec. Așa o punem noi, așa pe... Și al doilea punct, aș mai avea unul, dacă se poate afișa numerele de telefon la societățile care lucrează în primăria. Mai sunt probleme care vă depășesc, de nu aveți contact cu ei. Să sunăm noi personal, la firme de mentenanță. Se poate afișa? Nu, să credeți că lumea este ignorantă. Am încercat să spun la mulți oameni, băi, un număr ușor de ținut minte. Da, unul primărie, spune acolo și să spune cineva. Și cer la cutare sau la 0-10. Știți ce greu e de învățat 0-10 ăsta? Extraordinar. Să te spui de 7 ori, de 100 de ori îți spui. Dar nu știi cine e ce numărul de 0-2-3. Nu știi. 0-2-3-7 ani în altă lume. Hai că nu l-am mai sunat eu la cumva. Domnul inginer, nu am venit la domnul Ungureanu. Ne suntem un pe altul. Dar dacă dai cu 0752, de capul lor. Domnul președinte a zis că veți fi autoritar, că nu luați măsuri. Ultima ședință și vrea să fie. Sunt multe lucruri care sunt începute și nu au calitate. Și atunci am putea să sunăm și noi personal la acea firmă, să spunem, doamne, faceți-vă treaba. Nu neapărat ce are legătura cu primarul sau cu viceprimarul. De exemplu, acolo la podul la Leșun, s-a făcut o lucrare. Nu se mai putea pune încă 3 zăbrele de la balustrada aia. Le-a vopsit și a lăsat așa. Și multe altele, nu trebuie să vă ocupați de asta. Tot e bine că măcar s-a făcut, tași din gură să merg. Iar la altă parte, la central este un an de zile de când spunea să se curte acolo, acum, dura, stă acolo la nicio treabă. Am sunat personal, domnule, veniți domnule și faceți vă treaba, că se primesc bani, domnul Mice, nu? Păi da. Deci de tot, spuneam, și în ședințe și așa. Și atunci de numărul de telefon și atunci și cetățenii poate să spuneți. Mulțumesc. Da, am eu o problemă. Duminică am fost în zona Grăfanului și la furnietul care are domnul Crășoneanu sunt foarte multe gunoaie depozitate de cetățenii din zonă de acolo. Între pod și podețul lui domnul Crășoneanu este cred că vreo 7-8 metri liniari de moluți de construcție. Nu, este colmatat păreu și nu s-a mai colmatat nici anul trecut, nici anul acesta. Sunt niște bolovatiri, rezolvată problema cu deturile la domnul Costel Cășoneanu. Nu, domnule, faceți recepția, da? Faceți recepția la Părâul Văzmanului? Nu fac eu, eu nu mai sunt, ați preluat activitatea comunii să tot ce este bun și rău. Păi da, dacă vreți să arăt ce e rău, atunci fac ce e rău. Fă ce e rău, dacă fă-o dată, fă-o dată. Eu am vrut, pentru că sunteți acum, sunteți în poziție să puteți să ridicați și dumneavoastră mâna, să facem odată așa cum există, facem recepție. Bună, rău, păi, dar am ridicat problema, nu mai vrut să citiți. Bunoainele acolo pe Părul Hăzmanului. Anul trecut, dacă vreți să știți, s-a curățit toate gunoaiele alea. Când a venit ploaia, iar domnul viceprimar. Alea depozitate nu s-a dus de ploaie, nu s-a dus de apă. După pot depozitate mereu și le-am făcut în știință, le-am dat și la poliția locală. Le-am făcut și la poliția locală, a vrut din nou sarcini, că a zis vrea personal sarcini. Că și cu asta trebuie să-i chemăm puțin și să-i zbuduim, dacă nu, renunțăm la serviciile lor. Că de-abia acum a început să mai umble și să dea câte o sancțiune. Pentru că eu am plătit amendă pentru gunoaiele aruncate de către Munteanu. Dar de colmatare cine trebuie să o facă? Am făcut, domnule, de colmatare. Dacă oamenii aruncă în părâi... Nu, dar ambia părâului la nivelul drumului. De ce ați ocolit? Când s-a făcut, trebuia să se înceapă... Dom'le, dacă nu s-a făcut... Trebuia să înceapă dintr-un capăt în altul. Nu se înceapă pe bucăți de tare și cu punii și cu relilor. Dacă aia a rămas de colmatare, se decolmatează pe altare. De ce n-ați reparat dacă... Păi de ce n-ați reparat? Dacă e secția primară... Pentru că legal nu poți, domnule, legal nu poți să repari până nu faci și recepție. Nu poți să faci un ban acolo, nu poți să faci recepție. Domnul președinte, dacă domnul primar nu poți să suporte un dialog civilizat, vă rog să părăsească. Dacă nu suportă un dialog civilizat. Dintr-o parte în alta, ce important este să rezolvăm problema oamenilor. Domnul Apostol, și după aceea domnul. Domnul primar, pentru dumneavoastră am primit 4 probleme. De anul trecut v-am rugat că este necesar pe margine să construim podul pe drumul care duce în zona Beiu și la școală. A început construcția podurilor. Da. Dumneavoastră ați văzut podurile astea cum se construiesc acum? Da. Așa e făcut un proiect, e făcut după proiect. Vreau să vă spun, podul care este pe drumul care duce în zona Beiu este construit sub nivelul drumului. Deci, mergem să vedem, e îngropat. Deci, în loc să facem pod, smărim suprafața de metru de apă, îl băgăm în pământ. Vedeți și vedeți. Ca la zona Beiu. În zona Beiu, cum Cluj avea acolo. Deci, țară și zona Beiu, treci de merlușcă și imediat acolo. D'accord. Zidul de sprijin, din beton, și în mijlocul zidului, o plasă de buzău fi 3 mm. De 3 mm. Deci fără armătură, atâta este. De care, domnule? La podul care duce la Beiu, despre care vorbesc. Ăla-i făcut, ce-i făcut la Beiu, este făcut după... Există un proiect, este făcut din casete, cu certificat de garanție, rezistă 10 tone pe axă, și este sprijinit, este pe un pat de beton și este sprijinit pe mărgini ca să-i dea înălțimea. Și dacă vă uitați, l-a dus la fundul părăului să face și după ce se toarnă toate astea, să decolmatează că e infundat. Că dacă eu nu decolmatez, când vine apa mare, degeaba am pod mare pentru că dă în drum. Și tot ce decolmatez... Dar nu te-ați văzut dumneavoastră să construiești pod sub nivelul drumului. Unde-i sub nivelul drumului? Am cărat beton și... Suprafața, deci partea exterioară a podului este sub nivelul drumului. Deci podul e înglopat. Nu, nu să ridicăm podul, să mărim suprafața debitului de apă, înglopăm podul. Deci nu a fost să vedeți. Dacă nu-i ce vă spun eu... N-am fost acolo cu bicele și cu ăsta, n-am fost acolo. Podul e îngropat în părânt. Bun. Zim beton. Nu știu cine a făcut proiectul. Dacă se face, de exemplu, în 2005, când a venit apa mare, deci apa de pe Gărsan și de Gărjan și de Beiu, a mutat graficul cu Gârții Costanii. Oată m-ați auzit. Interesați-vă. Deci, 2 metri pătrați 2 metri pătrați e mai mic decât un metru, domnul, în diametru. Aveți la fața să vedeți că podul e băgat în părâul, nu se ridici asupra. Să mărești suprafața pentru debitul de apă, e sub nivelul drumului. Zâmbiți, poate n-ați fost acolo. Mergeți să vedeți. Vrei să mergem să mă... Da, da, că eu am fost, mergeți, poate n-ați văzut. Extraordinar. Cum n-am fost? Ia le explică, domnul. Poate n-ați fost că n-am fost ca să între puțin. Cum nu vrei că n-am fost când am fost și când a trecut o mașină și n-am fost? N-ați văzut că suprafața podului și un nivel... Domnule, dacă-i contradici în pijama, că viniți acolo, domnule, primar acolo cu dumneavoastră, viniți care-i treaba. Bun. Și altul poate. Nu știu ce proiectam, să pui la un zid de sprijin, zid mal, fără armătură. Deci o simplă plasă de buzeu de 3 mm. Vă iei și o strâmbi așa cum vrei, domnule. Nu-ți vine să crezi. Deci nu-ți vine să crezi. Asta înseamnă bătăie că... n-am văzut niciodată. Cum? Plasă de buzeu de 3 mm. Atunci vine un cuvinte acolo și o vezi acolo. Este de 3 și o vezi așa. Adică spună. Este de 3, domnule. Vine o plin și vezi. Că dacă n-ai văzut, vezi. Bun. Și cu acest pod. Podul la școală. Când am venit la dumneavoastră, am trecut și am vorbit, mi-a spus să băgăm, v-ați solicitat sprijin pe măcarea, să băgăm tubul la pământ. A spus, nu, Dorel, acolo facem picioare și turnăm platformă. Așa am vrut, domnule. Și a venit domnul Băscă și cu proiectanții și a zis că e mai bine să punem tubul ăla mare, pentru că la debitul care este și-a pus tubul ăla mare. La tubul ăla mare, dar dacă era platformă, nu se făcea debitul mai mare și mai mare? Dacă făceam picioare picate și vedeam cu platformă deasupra. Aia e cât cost. Dar suportă, poate suportă țeava aia de nu. A fost o țeavă mai mică și lua și acolo o țeavă mai mare nu mai ia. Vedeți că sunt descârcotați? Nu sunt descârcotați. Cum nu sunt descârcotați? Acolo nu încăpea o mașină, am făcut-o cu 2 metri mai mare, nici nu-i terminată lucrarea. Mergeți că face un specialist. Păi dar întrebați pe Gogu, lucrează după un plan. Gogu executant, nu-i proiectat. Păi după proiect lucrează. După proiect. Dacă v-am închis și v-am spus, acest tub care a fost, n-a dat primăria 5 bani pentru el. A fost adus cum a fost adus. Eu l-am făcut. Așa n-a fost 5 bani a plătit primăria cu el. Da, doamne, aveți un altul. Dincolo puteți să luați dacă el l-ați adus de acasă. Este dincolo și luați-l de acasă. Am spus că primăria n-a cheltuit 5 bani. Asta nu. Ăla nu-i băgată. S-a scos tuburile alea care era din bucăți, că nu-i normal, și l-a pus pe la mare. Și tuburile alea care le-au scos din bucăți, e mai ușor de dus sus, că am vorbit cu Gogu să le duc acolo sus. Unde vreți dumneavoastră și vă doare asta. Întrebați-l pe Gogu. Păi dar întrebați-l pe Gogu. Dacă se descăpăta niciodată, nu o să mergem înainte, domnule. Pentru toată populația. Păi cum scârcotați dacă dumneavoastră sau proiectul a făcut podul sub nivelul drumului? Cum dracu scârcotați? Vreți să vedeți acolo. Uite acum merg, domnule, ca să vă arăt că mințiți. Merg cu dumneavoastră să vedeți. Nu minți. Duceți-vă să vedeți că la spate, acolo încă mai este pârâul nu știu cât. Că noi o luăm de unde se varsă și dincolo după aceea trecem și decolmatăm. Și stricăm și conducta care a băgat, conductă cu aprobarea nu știu cui, a băgat conductă prin pârâu. Domnul primar, decolmatăm pârâul, nu am spus. Păi dar trebuie decolmata pârâul, că altfel inundă pârâul acolo, drumul. Haideți să mergem până acolo. Dar eu am fost, nu trebuie să-mi spuneți mie, că eu mă duc mereu să lucrările să le controlez, da? Este făcut după proiect, eu nu pot să-i spun schimbă proiectul. Dacă vreți, le-ați făcut dumneavoastră, le-ați făcut toate bune. Numai după proiect. Nu, eu am făcut numai reali, domnule. Dar care faci toate bune? Când ești gata, o să... O lucrare utilizezi un invitat. Adică ne doar oamenii spre și la cuvânt, domnul Boacă. Am o probleme pentru Consiliul Local. Vreau să științez Consiliul Local. Pe data de 10-8-2017 s-au organizat manifestații de comemorare a eroilor la monumentul vânătorilor de munte Coșna. Această cruce vânătorilor de munte este construită pe teritoriul comunei Oituz. Implicația a fost în felul următor. Deci, la comemorare, organizatorul a fost unitatea militară Mergulea Ciuc, vânător de munte Mergulea Ciuc și primăria Pârgărești. De unde până unde primăria Pârgărești se desfășoară manifestări la un monument care este pe teritoriul comunei Oituz. Aici am vorbit cu domnul primar. Noi considerăm că n-a știut nimeni, n-a fost înștiințat de nimic. Cu toate că la nivel de primărie s-au primit invitații oficiale și la unitatea militară și de la primăria Pârgărești. Vreau să întrebăm un consilier dacă aș știu ceva de din aceasta. No. Nimic. Deci, vă spun eu, pe data de 10 au fost peste 300 de persoane din Pârgărești și Târgu Mureș. Din Oituz au fost maxim 5 persoane, care nu au știut. Așa. Pe data de 17-8-2007, pe raza Comunii Oituz, a avut loc un concurs. Motociclist, cross. Nu. Ați știut ceva? Nu. Nimeni n-a știut. De-aia, prin aceasta, rog pe domn primar să științeze Consiliul Local de toate activitățile care se desfășoară pe raza Comunii Oituz. Că așa este normal, domnule, să știm. Deci sună omul întreabă, domnule, a pus stegulețul toată marginea plină de stegulețe. Știți ceva? Nu știu, domnule. Păi ce zici? Nu știu dacă nu știam. Eu nu-l de local. Ce căută noi de aici? Da, ce căută noi de aici? Ar mai fi o problemă. La margine, în zona, deci la șoseaua care a fost construită de Consiliul Județean, știți, sunt sigur că cunoașteți, este în zona locuiților Dan prin casă acolo. La toate. Am făcut adrese ieri, am făcut adrese către Consiliul Județean la Secția de Drumuri, să rezolvăm problemele. Când vine, vă rog să mă științați cum să mergi pe față. Dar era vorba cu mine. Da, dar am avut o reclamație la oameni, la 26. Adică am venit și pe reclamații. Da, și eu am făcut el la sesizare la Secția de Drumuri și știu despre ce e vorba. Da. Și acum când vine ăștia, situația acolo nu se remediază nici în 50 de ani. Consiliul Județean știa de problema asta de când s-a construit, s-a asfaltat drumul. Acest fantastic și escroc președinte, Dragoș Benea, a zis, nea Ioane, lasă-mă, dracule, că eu știu care e problema. Eu o rezolv. Iată că a trecut atâția ani și n-a rezolvat. El a plecat în crucea mamei lui și a venit la care nu face, da, așa este, domnule, așa este cu Benea asta. Deci problema nu este a Consiliului Local, este a Consiliului Județean, care nu face nimic. Domnul primar, am dat această discuție pentru că ar fi o soluție. Este un domn Fonuoca și mai este cineva care are un teren chiar în zona respectivă. E Gogu, domnule, eu l-am întrebat să pe Ghiță Gogu, că am zis să mă duc să vorbesc cu Pravințul să fac șanț. Nu vreau. Înștiințează, vinde terenul. Am văzut acolo plan cadă, cu număr de telefon, vinde terenul. Deci, singura soluție ar fi primărească cu terenul. Eu i-am cerut voie să fac, după aceea, dacă îmi permite, să fac o țeavă mare, să ies pe câmp. Știu, nu a vrut să discute, are nevastă să ai sub orice critică, n-a vrut să se dea voie. Nu dă de voie. Singura soluție să clarificăm situația cetățenilor din zona respectivă, pentru că acolo este un miros insuportabil, apa băltește în șanțul ăla, închipuiți pe călduri la temperaturi, și nu poți să ai un geam la casă, n-ai cum. Efectiv. Singura soluție ar fi cumpărăm terenul ăla sau jumătate, cât bine, să facem vremuri, dăm drumul la apă în pământ acolo. Cât pe el cere, cât nu face. Cât o să ceară, normal, Nicoleta, pentru un teren. Cât o să ceară. Noi nu avem voie să cumpărăm așa aiurea. Trebuie făcută evaluare de un evaluator. Un evaluator îi face o evaluare care lui nu-i va conveni. Nu, eu face evaluare la preț, la toare. Nu se evaluare. Sunt evaluare, dar el oricum nu-i convine cum face evaluatorul. Nu e la nimeni acolo. Nu e la nimeni și o să-i convine. Dar cui terenul ăla? Eu am văzut plancada, dar nu știu, ori alul Fonucă, ori alul Gogu. Nu știu cu Ghiță Gogu. Da, dar este o plancada, dar nu știu. Nu e la Ghiță Gogu. E frate cu Ghiță. Da, este. Da, frate cu Ghiță Gogu. Dar să poate, deci unul nu vrea să... Nu știu că e greu, v-am spus. Da, și eu că m-am dus, domnule, a dat zicii, dar pricaz, de ce și-am purtat? De ce și-am purtat așa? Pricaz a fost o țeavă mică care trecea acolo, prin spatele lui. Pricaz și-a construit casa acolo și el trebuie să-și protească alea că construcând te duci la unul, dă vina pe Pricaz, Pricaz are casă și o strică. Unde se duc apa? Toată apa de sus vine aici, vine și bătește în fața locuiților cetățenilor. Cum vorbeam și cu domnul. Și noi am cercetat în vremea cât am lucrat. Da, ne-ai muncit mult, 5 ani de zile. Da, și am adus și documentații, sunt în arhivă aici, m-am dus și am vorbit și cu cetățenii. În primul rând că nu vor niciunii să cedeze un metru de teren să creeze un șan. Țeama nu știu dacă e destul de bună, pentru că se colmatează. Se colmatează numai portul de colmatie. Așa. Nu e destul de bună. Singurul... Dren. Și apa se scurge în pământ. Nu se scurge, că e și un teren pe sos și răzbărtește. Domnule Ionel, dacă ne-a dat voie pe trotuar, dar până la urmă mă bag pe trotuar marginal și când plouă să se ducă pe câmp, când plouă mai mult oricum pe câmp se duce. Da, dar ei vă spun ce s-a discutat în vremea aia și ca ce poziția au cetățenilor. La șaptele nu li putem astupa, nu li putem astupa. Greșan și gardul lui, dacă am făcea așa un șanț, dar la stupă. Dacă ar fi spațiu. Este un șanț că după aceea coboară terenul. Este un metru și nu dă voie de șanț. Șanț rigolă cu dimensiune, că zice dimensiunea, că într-adevăr la aplicații intră apă în beci, la ăștia răzbățește. Da, domnule, dați. Noi continuăm, dacă îmi permiteți, noi continuăm proiectul, numai că am fost presați de timp, nu găsim meseria, și uita și domnul Gogu, că toată lumea are de lucru. Când au timp, vin la noi și alții fac și la noi, fac și la asta. Ca și cu proiectanți. Uitați, stăm cu lucrări și proiectanții s-au retras. Ba de la piață, ba de la... Păi s-au retras că vor bani mulți, iar de la primărie nu poate să învolgă mulți bani. Și ne rugăm de proiectanți, până acum am schimbat nu știu câți proiectanți. Da. Ca să putem termina lucrările. Și ne minte cu călcâiul, mai trebuia un capăt să facă, trebuia să vină el. Acum, când a zis că vine domnul Sorin? Trebuia să vină el. Da. Și Pârgărești. Și nu putem să înaintăm cu lucrare, avem bani în călcâi și nu putem pentru că avem un proiectant mincinos. Și să mai l-am amenințat, l-am și nu avem proiectant. Am ridicat prețul la piață de la 30 la 45.000 pentru proiectare. De acum a venit unul, dar și el a plecat în concediu. Plus că ne zbatem acum să nu pierdem dispensarul și școlile, că ăla trebuie să facem în 3 luni toate aprobările respective. Deci ne izbim de o grămadă de treburi care sunt urgente și nu avem oameni cu care să lucrăm. Și continuăm ce a zis domnul Petrișor acolo pe câmpurile acolo la Catalană, în față la Peco, cu decolmatarea și după aceea șanța dând și mergem și în spate la Catalană până sub podul ăla. Și atunci poate atunci facem șanțul să că înainte acolo așa curgea. Cu Pârău Știbor și la... Dar uitați, când am făcut acolo cu Pârău Știbor, din... Ăsta mi-a dat telefon Rotaru, că i-a zis nevasta că de ce am curățit noi șanțul acolo, că intră lui apă în beci. Care Rotaru? Care chiar la colț, pe unde am făcut drumul, am reparat drumul la unde Dana Lungu. Și ăla pe colț. Soroșca. Din Italia mi-a dat telefon, că domnule, de ce fac eu șanțul? Domnule, în domeniul public, s-a fost stăpân pe domeniul public. Deci, ca să vedeți... Dacă încep toată lumea să pun stăpân și pe drumul ăsta. Haideți să încheiem discuțiile acestea, că deja ne ducem în alte zone. Vă rog, domnul Floroiu, după aceea domnul Plundoiu. Mulțumesc. Domnul primar și domnul vice, cetățenii de pe Hățoane s-au plâns până acum că se aprinde lumina la orele 22:30 și se strânge la orele 3:30. De exemplu, acum nu arde deloc. Vorbesc eu acum. Așa. Dar acum se plâng că de 4 zile nu mai arde deloc. Cui s-a plâns, domnule? La consilierul de pe zonă. Păi și consilierul de pe zonă a venit în fața dumneavoastră și vă spune. Dar de ce nu ați anunțat la asta, la vice, că el are tabel, trebuie să scrie în tabel, să corespundă... Îmi cer scuze că am greșit și am anunțat pe dumneavoastră. Și mie că mă anunță pe mine, eu scriu pe un bilet și mergeți să vedeți că îi dau biletul să scrie în registru. Că registrul trebuie să corespundă cu ăsta, că nu pot să... Eu am zis că e mai bine să o spun în fața colegilor și în fața dumneavoastră, ca să înțelegeți că măcar lumină să se dea... Când a venit Curtea de Conturi, a cerut tabelul. Când a anunțat omul, citată și după aia să face raportări. Adică așa poate să spună că a mers ăla care schimbă becul și numai s-a făcut că schimbă becul. Dar de date când ăsta și trece să se anunțat cu vicele. Am zis că este aici, de acum, dacă... Vicele, el zice, eu când eram vice, domn primar, îmi spunea mie, eu scriam acolo și rezolvam problema. Domnul Ionel, așa era, avea tabelul. Eu am reluat tabelul. Deci vicele-i gospodarul... E folosea rășcăzând la percepția. Da, dar primarul trebuie să fie cu ochii pe vicii. Dar dacă îmi spunea mie, când cine mi-a zis, eu i-am dat mai departe. Și lumina se strângă la 3:30 noaptea, când toată lumea se duce la autobuz, la 5. Poate s-a dereglat ceasul sau s-a întâmplat... Cu acui s-a dereglat. ceasul care se reglează, se dereglează. Uitați la Poiana Sărată. Da, la Poiana Sărată mereu se atinge firele, ne ducem aproape lunar, săptămânal, ca să apăsăm butonul. Asta durează o oră, două, trei, o zi, dar nu durează luni de zile. Dacă nu știi. Domnul vice, știți cumva, v-a anunțat cineva că nu arde lumina de 3, de 4 zile? Asta acum o rezolvă, e acolo, s-a acolo băiețieri, a fost contactorul ars, a luat contactor și l-a schimbat acolo. Și poate îl lăsa să aprins până la 5. Până la 5 jumate. Până la 5 jumate. Până la 5 jumate. Dacă toți suntem aici, acum a venit planșa pentru dispensar, să vă explic și pe 10 jumate. Din ce model merge? Dispensarul. Avem două propuneri de... Acum avem de acțiunea, care tot spuneam noi de acțiunea asta. Dispensar. Adică e bine, totuși, v-am prins astăzi, ca să vă dați părerea. Să dăm temativa din parte, prestăm o rundă. De ce plan mergem? La prima soluție este planul de situație. Aici intrarea din drumul național. Metri pătrați din domnul Lucă. Poftim? Metri pătrați construit. Cel care are mai mulți metri pătrați, spații mai bune pentru... două nivele. Avem schițe, nu? Cum ați zis? Dar cât e? Ce vă subic să prezint? Să fie că acum le-am primit. Eu am uitat pe el, acum le-am primit și eu, acum le-am listat și să vă primă dumneavoastră să vă facem să o bărăjunea să ziceți care ar fi varianta cea mai bună. Aici este dispensarul vechi, dacă vreți să mă ascultați ca să puteți să... Aici este farmacia, aici dispensarul Paladin, da? Odată, propunerea este cu fața spre... Răsărit. Nu spre răsărit, e spre vest. Da, spre vest. Spre drum. Revie acolo. Ești viața în nord. Revie cu palade. E probabil așa, se încălză. Bații soarele în perioadă. Haideți să ascultăm că dacă... Soarele va bate în perete doar la răsărit, dar de la miază încolo va bate în față. De la miază apune repede și... O față, deci ca să punem să dispensarul să bată tot timpul zilei în față, nu avem. Trebuie să-l punem cu fața spre sud, nu? Deci avantajul poziția asta este că e mai mare. Poziția asta că nu mai spațiul de față. Așa e terenul. Are varianta a doua. Nu merge să pun da, după aceea dacă e dașul de vertul cu masata. Masata să fie folosită de medici pentru aș spune vestiarii. Da, exact. Copinerii, sterilizarea, ce-au ei. Ce-au ei acolo. Dar l-ar scrie primit tema de proiectare, dacă nu ne ajungem. Avem 3 cabinete pentru medicii de familie și un cabinet pentru... La parter, e vorba. La parter. Și un hol, nu? Aici va fi, da, un hol comun, un hol mare și din acest hol avem intrare la fiecare cabinet. Asta e bun. Deci asta e prima variantă. A doua variantă e mai pătrățoasă, constat. Păi da, și pe a doua variantă, o va doamne mai bună. Da, să mai departe, să mergem și noi. Nu dați în planul ăla, stați. Aia am plasat, e mai pătrățoasă, aia e stil casă, e mai... Vedeați. Da, e mai frumoasă prima variantă, are o arhitectură mai plăcută. Da, are proiecte. Are Astea trei, ce mai e pasat, dar nu partez. Se argumentează că acel pământ este a părinților noștri. Au fost. Nu. Nu este drum public, așa cum reiese și din actele care le are domnul Boacă. Așa și vrem, dacă se poate, sau în funcție de cum se constată și de către comisie, vrem acel pământ înapoi să fie al nostru. Eu n-am loc unde să-mi fac o poiată, eu n-am loc unde să dau drumul și eu la gălină. Tot timpul suntem amenințați acolo, în locul nostru. Am fost și bătut, și înzbrâncit. Și numai ăsta de din jurături și tot timpul avem balământ. Nu o spunem noi care suntem mai tineri. O spun frații și cei care au copilărit înaintea noastră și știe despre ce vorba. Acolo, înainte de a se face calea ferată, a fost grădină. Deci, a fost grădină. Domnul primar știe că a copilărit acolo, domnul Ostoru știe, toți știe, așa că acel pământ n-a fost anumit și n-a fost drum public. Și nici în registrul cadastral este. Așa. Și noi vrem, domnule, acea bucățică de pământ. Acolo... Cine deținător actual? Nimeni, domnule. Deținătorul actual este Boacă Aurel, scrie clar, Tufăriș, este comisia, este domnul Floroiu, domnul Vântură, este domnul care toți. Deci a fost a părinților noștri. Noi în data, vă rog, camera aici, în data de 25 a 7 a 2016, am depus această hârtie, eu cu fratele meu. Comisia care a fost întrunită acolo, mai puțin eu nu m-am băgat ca să nu fie interes de bașa. Și l-am întrebat la timpul respectiv, comisia a fost, domnul Ginez, este drum public, este aici, este prinsățița cadastrală? Nu, domnul Vântură, domnul Floroiu, este, care a mai fost? Domnul Ginez, chiar l-am întrebat, a fost domnul Nene, din păcate nu este acolo. Domnul Vice a fost? Domnul, după aia a fost domnul. La 17-8-2017 am depus o revenire la această hârtie. Nu mi s-a dat niciun răspuns nici la ora actuală. După aceea, o soră de-a mea mai mare, văzând că nu se rezolvă treaba, a mai depus încă această cerere în numele a toate surorile care mai sunt. Și am zis așa, dacă noi descendenții acestor doi eroi care sunt acum, uitați camera aici, mame eroine, da? Boacă de Tereza. Aici, mame eroine, da? Tatăl meu care a fugit sub rapel și are din partea regelui Ferdinand I, brevetele. Uitați aici, majestatea sa regele. Boacă Gheorghe, caporal din regimentul de Grin în cer. Camera aici. Brevet din înaltul ordin al majestății sale, regele Ferdinand, medalia victoriei pentru Marele Război, pentru civilizație și 1621. Asta e civilizație. Da? Altul, brevet din altul ordin al cancelarei de Războiul, e dat în numele caporal, nu, sergent Boacă Gheorghe, cu cea memorativă a Marele Război, 1691. Certificat de bună purtare, ca slujit cu devotament și abnegații reîntrăgirea neamului. Astea sunt. Deci actele care sunt ale noastre. În anul 1950, tatăl meu, când era vorba acolo, era regizor de vagoane. Camera aici. Deci era regizor de vagoane. Domnul primaricul era poate născut la CAV. Cum poate să zic acolo că, bă, nu știu, nu e nostru? Cum n-a fost atunci? A fost amănuntea cumva? De ce registrul cadastral? Uitați, am prins aici. A fost comisia de față. Așa. Vă spun exact și pozițiile în care sunt. Așa. La poziția 2713 figurează cu 797 de metri pătrat fratele nostru Boacă, da? Așa. La poziția 2714 tot, el figura cu 259 de metri pătrat. La pozițiile 275-2716, Boacă Tereza, mama noastră. La poziția 2700 de Bagariu Eugen, iar la poziția 2700, Oprea Dragoș. Mitea Andrei unde este? Unde-i drumul? Unde este Mitea Andrei? Unde-i schița cadastrală? Domnilor din comisie, acolo de față. Unde este? Cum poate să spune că pământul nostru nu e? Într-o oră i s-a dat mână liberă luat, dar a făcut fafermerită ulița aia. Într-o oră. Și mie nu mi s-a dat răbnăul, nu ți-a răspuns într-un an și o săptămână, o lună. Puteți să spuneți, domnilor consilieri, mergem la fața locului, vedem exact. Domnul Floroiu, atunci a fost secretar de ei. Eu nu m-am băgat, că era președinte, da? Este că nu m-am băgat, vă rog, luați cum nu și explicați. Putea să fie stins chiar de când ne-am deplasat noi la fața locului. Am constatat, de-aia ne-a scris domnul primar. Pe baza unei cereri, noi ne-am deplasat la fața locului și am constatat că acest drum putea fi închis a doua zi. Absolut. Și dat în proprietările cetățeanului. Descendenților familiei. Și era conflictul închis, nu mai aveam treabă nici cu Mitea, nici cu Boacă, nici cu Baroti, nici cu Juja, nici cu nimeni. Acolo a rupt. Atât. Se închidea drumul. Aici a rupt. Și se termina tot conflictul. Ei, dar mai ușor. Nu suntem... Păi nu, că așa... Nervii îi lăsăm. E adevărul, adevărat. Eu v-am înțeles, dar trebuie să comportăm. Haideți să comportăm eu ăsta. Eu cred că se rezolvă. Eu cred că se rezolvă. Domnul primar poate să se rezolve, domnul vice. S-a închis capitele la ulița aia și s-a terminat. Familia care a cumpărat casa în locul ăla mi-a spus clar. Domnul primar le-a promis că face drum. De pe DIC până la ei face drum. Să facă drum. Noi care am fost, toți vecinii au înțeles. Că dumneavoastră le-ați promis că face drum de pe DIC în casa domnului Boacă. Hai să vorbim pe... Hai să fim calm, să vorbim pe realitate. Dacă da și mie voi am ascultat, am toată stima pentru toate diplome, toate actele de proprietate, am tot. Când am primit reclamație, eu le-am citit și le-am dat la organele de specialitate. Pentru că eu nu pot să mă exprim Cum spune domnul Floroiu că s-a făcut o comisie, s-a dus la fața locului. Când v-ați dus dumneavoastră la fața locului, ați constatat terenul și ce ați găsit acolo. Da. Dar cum ați putut dumneavoastră să constatați că e terenul lui Boacă sau al lui Michea sau al lui cumva? A fost și de la dumneavoastră, de la agricultori. Da, domnule, după ce am măsurat. Domnul Ginez a fost. Da, după ce am măsurat. Da, s-au dus acolo. Când au venit aici, ceea ce nu știți dumneavoastră, s-a făcut în 87, s-a terminat cadastrarea drumurilor prin ăsta. Dacă vă duceți la arhivă, domnul Boacă, dacă mă ascultați, că ați mai venit și a strigat și m-a jignit și m-a lăsat în nervii dumneavoastră. Ai strigat! Nu, am țipat. Ai țipat pentru că nu e normal să... Dacă îți aduce aminte ce ai strigat, mai bine. Dar eu vreau să vorbesc pe lămurite dacă mă ascult. Dacă nu, poți să și tac, că nu e nicio problemă. Deci dacă vreți să mă ascultați, dacă nu, nu. Am dat la servicii de specialitate. Domnul s-a umblat în toate registrele, a găsit, acolo este drum de acces. Este drum de acces. Eu nu zic că n-a fost la dumneavoastră cândva. Vrem să vedem și noi aceea schiță. Păi da, eu o să vă dea scris, că eu le-am spus să vă dea scris. Nu, domnul primar, vă rog frumos. Puteți să mergeți și vă arată dumneavoastră. La timpul respectiv... Mă ascult? Dacă mă ascult, dacă vrei. Dacă eu nu-ți mai spun nimica. Ascultă-mă. Așa spun întotdeauna. Păi dar stați ca să știi și lumea, să nu te dezinformăți. Să vă spun cum merge treaba. Ați constatat acolo. Noi am dat la specialitate, la organele de specialitate. Vă dă răspunsul. În actele de la primărie, din 87, sunt drumuri de acces. Când s-a făcut acolo o casă, nu putea să se facă o casă fără să aibă acces la casă. Dumneata, chiar dacă ai acceptat atunci, să spunem că aveai proprietate și ai acceptat să se facă casa aia acolo, i-ai dat drept de servitute, ca să poată să treacă pe grădina dumneavoastră și nu poți să-i mai închizi drumul. Că omul nu-ți poară cu elicopterul. Una. Dar n-am fost, eu nu știu că s-a făcut casa, eu vorbesc ce este acum. Nu știți, înțelegeți informația. Eu spun ce este acum și ce au zis oamenii. Dacă dumneata ai acte doveditoare, trebuia până data limită a fost 2005. Domnul Osoloș poate să vă confirme când se putea băga acte pentru retrocedarea pământurilor care au fost luate. Dacă nu ați băgat, dacă dumneavoastră aveți o cerere că ați băgat acte de retrocedare, înaintați, vedem în Comisia de Retrocedare că așa se procedează. Nu cum a strigat în gura mare că primarul nu vrea să vă dea. Că primarul nu poate să vă dea. Poate să fie orice primar. Și tu, dacă ești primar, nu poți să-ți dai pământul tău. Dacă vroiam, poate ajungeam și prost am fost. Păi, dar e liber, domnul Boacă. Dar nu poți, eu îți spun partea legală, că nu poți să dea că vrea primarul sau că vrea secretarul. Dacă știți, atunci singura, aia vreau să vă spun, singura cale legală, dați în judecată. Singura cale legală, domnul, că sunteți dezinformat. În 87, noi, când am fost toată comisia de față, am luat schița pe la slavă, am desfășurat de față aici. Mă ascultați? Unde nu vreau unde. Vreau să-mi arătați unde. Unde arată că este domnul public acolo. Unde, domnule? Dar ce scrie, domnule? Domnule! O să-ți dea răspunsul și te duci la agricol și scoate schițele, domnule. Și te duci la asta. Păi dacă dumneata o ții pe mata, ai să te ceri toată viața. Nu mă cer cu dumneavoastră, domnule. Dar nu cu mine. Cu toată lumea ai să te ceri. Pentru că dreptatea nu se face așa, domnul Boacă. Păi când am fost aici, dacă a fost schița din 87 și domnul Ginez, când l-am întrebat, de ce nu-i n-a zis? De ce nu-i informat? Domnule, întrebați omul, comisia. Eu vă spun cum e legea. Legea la comisia în 2005. De ce nu ne-a informat, domnul Ginez? Domnule, nu se mai poate. Domnul Ginez trebuie să știi că n-a lucrat la agricultură. El este acum a băgat cu delegații, face și el ce poate, pentru că suntem descoperiți, nu avem oameni specialiști acolo. Domnul primar, eu v-am dat acolo în câmpirea mea 3 hărți date de ocot. Da, domnule, am mai apărut. Nu apare nicăieri drum public acolo. Domnul. Nu apare deloc. Dacă nu vreți să mă ascultați. Dacă nu vreți să mă ascultați. Mergeți acolo, eu vă dau răspunsul și vă duceți la hăr și să vedeți. Vă rog frumos să mă ascultați puțin. Domnul Boacă și-a expus problema. Am înțeles cu toții. Dacă sunt conflicte în continuare, vă rugăm să mergeți pe cale legală și, cum a spus și domnul primar, să dați în judecată dacă pe plan local nu s-a rezolvat. Pentru că altfel stăm aici și ne certăm până... Nu ne certăm. Putem da și un dialog mai civilit. Da, dar să îmi spun și mie părerea. Nu cum spune dumnealui. Noi comisia am fost la fața locului și atunci nu ne-a ajutat. Că eu nici nu mai făceam nimic. Dădeam dracului că nu mă îmbogățesc. Dar pentru asta mi-a așteptat 40 de metri de gata acolo. Cât a făcut în unita aia. O femeie dă ordine la poliții și în primărie. S-a dus la Gerov Bani și a zis spune lui Gerov Bani că îi dau ultimatum, până de seară să-mi facă campanul terenul. Dacă a dus o femeie, într-o oră să facă toate artele aia, iar mie, consilier și fratele meu cetățean aici, care le-am vădat aici, nu-mi dă un răspuns într-un an și o lună, pe spune dumneavoastră, cred că sunteți și dumneavoastră conștient, Consiliul Local nu are atribuții să rezolve această problemă. Domnule, eu am... Chiar dacă nu are, dar omul de pus o cer, orice cetățean la comunii de lucru o cer la primărie, în termen 30 zile confortești, trebuie să dai răspuns. I s-a dat, domnule. Unde, domnule? Urmărește când ai depus și cine, unde s-a dus și atunci atrageți la răspundere. Dacă primeam nu e pina mea. Domnule, atunci dați că când se face o cerere se repartizează către serviciul respectiv. Puneți copia când s-a depus și... Vedeți că aici viceprimar pentru mapa la Comisia de Agricultură. Uitați cererea care... Și dacă Comisia de Agricultură a fost la fața locului? A fost! Este protestul verbal. Este la secretar, trebuia să dea răspuns conform procesul verbal încheiat de noi. Eu nu am nimic repartizat mie. Dom'le, cheltuitul documentelor trebuie că lasă din dorință. Iar dacă Comisia s-a deplasat la fața locului și așa scrie pe cerere ca... Virgul, comisia, să meargă acolo, înseamnă că... A fost, s-a încheat, să te zământ. Da, secretar, către cine este adresată plângerea? Eu nu știu, n-am văzut nimic. Comisia s-a dus? Bă, da, nu uităm. Deci, la nivel de primărie, nu dă răspuns comisia cetățeanului. Deci, eu nu mă am așa ceva la mine. Iar răspunsul cetățeanului îl dă primăria. Păi primăria probabil este destrosul de la acolo. Nu este prevăzut în urmă. Și domnul Ginez s-a deplasat în teren cu comisia. Deci dacă domnul Ginez s-a deplasat în teren cu comisia, trebuia să-i trimite un răspuns. Dacă mi-a trimis, să atace pe domnul Ginez. Apropo de comisie, mai continuă un minut. Noi ne-am dus la fața locului după ce am studiat harta. Dacă a fost și domnul Ginez cu dumneavoastră să dea răspuns. Și când ne-am dus acolo, am căutat și am lămurit toți vecinii că se va închide ulița și se va face drum pe la Barode ieșind în frunt. Sau alte procese. Toți au fost de acord. Treceți în procesul verbal, până la data de se dă răspuns cetățeanului la plângerea cu numărul din data mea. Toți am fost, s-au înțeles. Fără un răspuns de la primărie, nu-i normal. Poate să-l dea și fără răspuns, pentru că nu a primit. Domnul președinte, dacă nu ați văzut deja primărie cu o plângere, nu vă dă răspuns, vă convine? Eu, când nu am primit răspuns, am făcut ulterior reclamație la cerere. Nu, domnule. Dacă nici atunci nu am fost mulțumit, m-am adresat unei alte instituții americane. Deci am urmat calea legală când am fost adresat în și mie. Ți-a făcut revenire la urmă. Deci am urmat toate căile legale. Păi deci nu spuneți spre mine răspunsul. Așa spune legea. Așa spune. Dacă știam, nu dea răspunsul, nu mai răspunsul. Ginez să vă dea răspuns, ce a constatat... Dar eu da așa că îi dă răspuns, a scris și a arătat după hartă ce scrie. Da, scris, se ridică. Dar dacă i-a dat răspuns, trebuie să avem și noi o copie aici. Nu de mințită? Nu-i cred că e mințită. Copiii trebuie să există la primărie care a răspuns la dânsului. O să-i spun domnului. Să cauti copia, dar nu găsesc că sunt la aici. Bine, mulțumesc. Nu se ajunge la aici dacă vii să dea răspunsul la termenul respectiv. Dar a trecut un an și după un an și o lună am făcut revenire la drept. Da, la plângere. După un an și o lună. Domnul Prândoiu, ați zis la cuvânt, mai spuneți? Este drumul de bartă de la grădiniță care duce spre Hățman. Strada aia. Arată urât groaznic. Asta a trecut de acolo cu mașina roată la mașină, mașina e acolo. Am mai zis treaba asta, că nu-i pare greu să ducem o mașină pe Criști să punem așa. Și este țeava aia care e întreruptă. A, mașina acolo e ruptă, mașina. A, dați mașină. Chiar la școală, acolo în fața școală. S-a rupt roa. E urât tare de unul. Care e? Găzărință spre coadă? Da, da. Găzărință spre coadă. Bine. Domnul primar, am mai insistat. Drumul către stadionul. Începe culesul cetățenii. De un an și ceva vorbim. S-a dus 4 lei de balast și cu asta... Când am dus, au sărit oamenii vechi. Nu confundăm. V-am spus drumul care merge pe lângă stadion, pe țară. Pe lângă stadion. Acolo oamenii de acolo care are o casă al vecinii a sărit să nu pune că intră toată apa la el în curte, că ne înălțăm cu urmă. Dacă țară nici o casă nu. Am venit cu reclamații. Și acum noi am făcut contractul cu Marius și... A lucrat o săptămână cu utilarul și l-a luat care în alt loc treabă. Și a zis când termină, vine că trebuie să facem și drumurile agricole pentru să le îndreptăm și atunci și pe drumul ăla care zic, dă-ți-ai drumul, că știu care. Și drumul ăla care vine, și drumul ăla care ziceți dumneavoastră. Dar până acolo e o părătorie. Ăla face gând. Păi ăla face, de acolo. Dacă face, îi dăm public, nu? Păi da, și atunci am găsit că am ajuns la concluzia că băgăm grede și facem bombar și îl nivelăm. Aici e problema, de nivelat. Pentru că oricum o să fie apă, că n-are cum să intre apă. Dar nu știu, nu se poate face. Nu poate de pe propunerea așa. Următoarea ședință este pe data de 21 septembrie, ședința ordinară. Închei lucrările ședinței. Vă mulțumesc. Domnul primar, mergem până la podul, până acolo la margine. Bă, dar mă merg cine vrea să vedeți.